iertați-mă și știu că o să sun acum ca un om foarte rău, mi se pare că a devenit o modă, mi se pare ceva atât de toxic și de oribil că trebuie să mă îndepărtez de treaba asta, pentru că eu vreau o viață frumoasă, plină de culoare, eu să mă îngrop eu în propriu negativist și să mai fac și un soi de lifestyle din asta. Am zis nu. Bine ați venit la vloguleț, vlogulețul cu soare, este așa bine dispusă pentru că a ieșit soare, am fost și la shopping și trebuie să vă arătăm niște lucruri pe care le-am cumpărat. Dar fiți atenți cum a fost la shopping, venisem acasă sâmbătă, eu gata, am zis, am făcut toate cumpărăturile, gata, restul că problematicii de sâmbătă s-a rezolvat. Stăm în casă și ne plictisim la televizor. Da. Vine Doru și zice, hai că trebuie să mergem la York. Și eu zic, dar de ce trebuie să mergem la York? Ce s-a întâmplat? Zice, trebuie să merg să fac shopping. Vă dați seama, am fost încălțată în două secunde. Știți cât de rară e treaba asta? Atât de rară. Și chiar a fost, domnule, a fost, a intrat în magazin, n-am luat foarte multe, că nu i-au convenit culorile, eu dacă erau după mine, luam mai multe. O să vă arătăm imediat, dar acum sunt pe repede înainte, pentru că, bineînțeles, weekendul trece repede și trebuie să ne întoarcem la treburile. Și treburile sunt că i-am spus lui Doru, zici, știi ce, gata, las cărțile, las toată nebunia, las toată treaba și mergem să bem o cafeluță așa ca în vremurile vechi, în care luam pauză de prânz, că de multă vreme n-am mai văzut așa ceva. Mergem să bem o cafeluță din aia așa frumos la soare, sper să țină soarele ăsta cu noi. Am înțeles că se mai încălzește de unde a fost un weekend destul de gri, așa. Vremea a fost destul de friguroasă. Ce faci, doamna britanică? Dai starea vremii? Vremea a fost destul de friguroasă. Aici vă transmitem direct și reloare. Acum pare să mai vină primăvara, că vă spun sincer, în sufletul meu deja e vară, nu primăvară. Dar, apropo de primăvară, uitați-vă ce am primit deja de Valentine's Day. De la admiratorul meu secret, uitați-l aici, care deja a venit cu un buchetel drăguț de flori, care nu sunt orice flori, sunt zambile pe care eu absolutamente le ador, pentru că au miros minunat. Așa am găsit buchetul, zambile cu lalele și, cu narcise, se numesc mai da, astea? Narcise, astea, da. Puține zambile aici, narcisele erau, vreau să vă spun, nici nu-ți dădeai seama ce sunt, erau super, super închise și acum, nici acum nu sunt foarte deschise, mai au până se deschid, lalele care sunt printre preferatele mele și, bineînțeles, zambiluțe care... Miros extraordinar sunt. Și uitați-vă ce îmbinare de culori care să meargă efectiv cu această vreme de plimbare. Bineînțeles că mie mi-ar de plimbare că procrastinarea e la ea acasă. Nu mă pot abține. Apropo de, spuneam de ele mai devreme, ce faci, domnule, dai starea vremii? Am ascultat benzile de radio amator, că alea le poți asculta. Ce crezi că se vorbește și pe aici, ca și în România? Despre vreme. Deci este boală generalizată asta. Merge foarte bine. Da? Când vine examenul, mă gândesc dacă ciulesc sau dacă rămân. Văd atunci. Unde se ciulești? Ciulești de acasă. Da. Ideea e că mâine am prima întâlnire online cu invigilatorul să ne asigurăm că am instalat totul pe calculator, că e totul în regulă și suntem pregătiți de examen. Măi, toate mocurile, toate examenele astea de test pe care le fac, în toate iau. Se enervează când face 25 din 26, ce să vă zic? Eu zic că o să fie bine. Aflăm, vedem și pa ei. Astăzi tocmai s-a făcut dispatch și la comanda pe care am pus-o. Mi-am luat o stație micuță de... Una, că n-am niciuna pe aici. Trebuie să ții și practica, nu? Nu mai cărțile. Eu abia aștept să te văd pe tine când o să hârie pe aici toate alea prin casă, cum o să te simți. Da, nicio problemă, știți cum se zice. Cum se numește ăla acum de se pune pe fundal zgomot alb, zgomot white noise? Da, da, da. N-am nicio treabă, nu nicio problemă. Atâta vreme cât v-am zis, sunt pusă pe a avea vreme cu soare și abia aștept să se schimbe. Când se schimbe ora aia? Că abia aștept să se schimbe, să fie ziua mai lungă, ca să vedeți că sunt în full spring mood. Am și dat comandă deja, că nu se mai poate, deja e februarie, mâine, pe mâine e martie și noi stăm cu snow, nu mai vrem snow și nici joy vrem, dar snow nu vrem. Am dat comandă de perne, de fețe de perne din acestea pentru primăvară și avem așa o frumoasă floare a soarelui care să ne încălzească, materialul e foarte rezistent, foarte ca lumea. Minunate, eu am scăzut lalele și sunt, uite, și narcise exact ca buchețelul tău, iubirea mea. Doar vezi? Că astea sunt albastre. Da, foarte frumos. Așa, avem aici niște iris, de când am mai văzut o floare de iris, le-am mai văzut parcă prin Morrison's din când în când. Și, bineînțeles, frumos și maci. Iubesc macii, mai ales acele minunate câmpuri de maci și mai ales niște maci pe cozonaci sau pe, cum îi spune, pe curici. Hai la cafeaua aia, că pauza noastră de masă nu e chiar atât de lungă. Cafelele astea de la Costa, de la Nero, îmi plac, doar
Alea cu zahăr. Alea care sunt fără zahăr, nu-mi plac. Dacă iei latte macchiato îmbrăcat în lapte, dacă iei flat white îmbrăcat în cafea, de, mă doare stomacul după aia, dacă iau cappuccino, nu-mi place că este cremos sau nu știu cum, și uite așa, cafea cu lapte. Ca niște copii mici. Mă duc și cerutante acolo. Un americano cu un pic de lapte lângă. Recent am luat ceai. Am tot băut eu ceai. Partea proastă cu ceaiul. Partea imediat care... Partea proastră cu ceaiul. Că l-am eu aici. Ăsta este un Earl Grey. Am făcut două plicuri din astea. Le-am pus într-o cana mai mare pe care nu o văd pe aici. Dar două plicuri din astea. Păi de cap. Păi ce, n-am mai dormit. A fost pentru prima oară când am simțit și eu efectul cafeinei. Mă, n-am mai dormit, pur și simplu. M-am așezat la ora 10 cu ceaiul. L-am băut și era și super fierbinte. Până la ora 3 și 10 am zbârnit. Măcar, am zis, bă, dacă tot nu poți să zbârni, hai să zbârni prin manual. Și am tot învățat, și am tot învățat. Deci, totul bine, totul bine merge înainte. Că nu știți, bă, noi că suntem tâmpiți cu învățatul, că de ce să avem o viață când putem să n-avem? Gata, domne? Domne, nu-mi găsesc telefonul, am această problemă veșnică. Ne vezi asta? Așa, perfect. Eu l-am buzunar la mine. Nici n-am să-l găsesc acolo. Tocmai ce am urcat în mașină și sunt atât de încântată pentru că miroase atât de frumos. Miroase și a gumițe, nu? A, nu știu. Miroase și a flori de-astea de primăvară. Și așa, da. Și vă spun de la ce? De la acest chestiuț, această chestiuță micuță, care pe cât este de micuță, pe atât este de puternică. E, se numește febreze. Febreze, da. Sună italiană. Dar miroase și este varianta aceea cu blasăm, nu știu ce, dar îmi place de la ei foarte mult și varianta cu cerceafuri curate. Aia, da. Și miroase extraordinar, dar nu e vorba numai de faptul că miros deosebit și chiar foarte plăcut, sunt și foarte puternice și durează foarte, foarte mult. Asta îmi place la ele. Noi le-am descoperit când ne-am mutat la prima noastră casă aici în Anglia, trebuia să luăm din astea de curățat și ce să vedeți, am nimerit exact peste febreze asta, dar noi am nimerit spray-ul. Uh-huh. Și l-am nimerit pe ăsta de, cum îi spune, cerceafuri curate. Fai de mine, păi dădeam cu el prin casă și dădeam cu el în preșurile de la mașină, pentru că îmi plăcea atât de mult cum miroase. Da, și ideea e că atunci când ne-am mutat în prima noastră casă, ne-am dus, am făcut curățenie, eram atât de entuziasmați, când am zis facem bec și să miroasă frumos și uitându-ne noi după lucruri care să miroase, le-am găsit pe astea, dar vreau să vă spun că la ei le au și pe astea care nu sunt pe bază de spray, sunt așa... adică sunt spray-uri, dar sunt apoase, nu sunt neapărat spray-uri din acelea cu gaz, da, ca să zic așa, și miros foarte, care foarte au, bine. Care au atomizor, vezi, așa, care nu sunt sub presiune. Ah, okay. Da. Ei au scos și varianta, dar ce soare, doamne, ce-mi place, golden! Au scos și varianta pentru mobilă și tot felul de... textile. Adică poți să iei un spray din ăla și să-l folosești exclusiv, să-l dai pe canapea, pe perdele și miroase extraordinar de frumos. Și alt lucru pe care îmi place să-l folosesc foarte mult înainte să orbesc sunt acele uleiuri esențiale care și acelea puse într-o chestie în aceea de care scoate aburi, deci nu care face alte lucruri, precum să le bagi în priză, știți că starea pe care le bagi în priză și ard ușor așa și... Nu, cele cu abur, cele în care pui uleiul esențial, pui puțin apă, dai drumul și îți face așa ca un fel de aerosol care miroase senzațional. Favoritul lui Doru este, bineînțeles, eucaliptul, îmi place foarte mult. Da, de ce? Pentru că mă duce continuu cu gândul la un singur lucru, la saună. Da, și mi-e așa dor de o saună, dar nu-mi vine să mergem iar când e frig afară, că facem ca anul trecut. Ne facem abonamente, mergem de 2-3 ori și simțim inconvenientul, da, nu. Și nu mai mergem. Las-o mai spre vară, că și așa nu putem să plecăm pe nicăieri în perioada asta, că trebuie să-ți pui tu dinți. Drăpovenia aia la dinți. Ne-am dat seama după că Invisalign-ul o să ne țină un pic blocați. Da. O să ne țină literalmente blocați aici. Da, apropo de uleiul esențial, că vreau să vă spun ceva ca să nu faceți ca mine, că știi cum e, să înveți din prostia altuia, e totdeauna mai bine decât de prostia ta proprie. Am luat la un moment dat ulei din acesta, ce bine, soare, da, ce bine, la umbră. Am luat odată un... flaconel din acela, de o sticluță din aceea de ulei esențial, de eucalipt și am zis, mamă, ce frumos, să vezi ce mi-l pun în cad acum și să vezi ce baie fac senzațional cu aerosol, cu nu știu ce.
zi și făcut, încălzesc apa aia, să zic, dau drumul la apă caldă, umplu cada și după ce am dorit, iar merge la Morrisons, voia să mergem la cumpărături ieri. Nu mergem la cumpărături, mergem la cafeluță. Scuzați, dar nu știu de ce întotdeauna merg așa. Îmi pun cada cu apă caldă și zic, gata, să vezi, pun acolo torniu cali, bine, și intru în cadă. Stau în cadă, într-adevăr, miroase frumos, mă relaxez, eu fac foarte des, mă duș, nu fac niciodată baie, pentru că mi-e foarte, foarte, nu știu, mă plictisesc, nu știu, mi se pare că pierd timpul. Da, și am zis, stai să vezi că mă relaxez acum în această cadă minunată. Dom'le, și deodată simt că mă arde o bucă. Zic, hai, termin cu cada, mă dușez, ies din baie. Și când mă uit, într-adevăr, nu numai că mă ardea, dar se și înroșise. O pată așa. Da, și-a făcut o pată. Și zic, doar zic, mă, zic, uite, caut pe net și spune acolo că atunci când pui uleiul de eucalipt, trebuie să ai grijă să se disipe în apă. Adică să-l faci dizolvi așa, cumva, să-l dizolvi cumva, să nu-l pui și să te pui efectiv pielea pe el, pentru că arde un pic. Eu n-am știut treaba asta. Am făcut asta cu sărurile tale și pățești același lucru, da? Și cu sărurile alea, bineînțeles. Nu știu, cu sărurile n-am pățit. Te iriți, nu, cred că pe tine te-a ars la propriu. Mi-a ars buca și nu știu cum fac eu numai de-astea pe bucă. Mai țineți minte când am fost foarte interesant vorbind despre buci în acest vlog, dar vreau să vă spun că țin minte acum când ați spus, când v-am spus că m-am dus cu gândul la Spania. Când am fost în apă și tot așa, tot de bucă, m-a luat o meduză și a zis, mamă, cât spațiu am aici, ia să vezi ce mă lipesc, și s-a lipit. Și a fost destul de... a fost un disconfort. Am înțeles că sunt destul de rare ocaziile în care ele vin, dar și când vin pe coasta aceea și vin destul de mult odată. Da, deci cam asta e treaba. Am ajuns la Costa și vreau să vă spun că eu am o singură pasiune și dorință. Vreau o cafea cu frișcă. Și vinovați pentru această dorință de-a mea sunt Mihaela și Cosmin. Noi avem un grup cu ei în care ne trimitem tot felul de chestii de pe Instagram și așa. Și Cosmin a trimis foarte frumos un link în care se arăta cum se face o cafeluță din asta mică, cum place mie așa, pentru inimi puternice de leu, puternic așa macchiato, cu spumă deasupra așa. Și când a luat să pună frișca deasupra, a pus frișca pur și simplu în rețeta aceea, ci a pus într-o formă așa de rățușcă. Da. A făcut rățușca de frișcă, care rățușca plutea pe cafeluță. Ah, frumos! Și bălesc de azi de dimineață la o cafea cu frișcă, așa că hai la o cafea cu frișcă. Vreau să vă spun că e super greu de ignorat raftul ăsta. Da, trebuie să stăm departe, că noi suntem în procesul de în februarie slăbim. Tu cum stai cu slăbitul, chiar așa? De ce plângi, dragă? Îl cheamă bacon, nu, am pâine, da? Dar nu. Cum stau cu slăbitul? Foarte bine. Ieri mi-am făcut de cap, am mâncat niște salată orientală, dar pe light, așa, că la urmă, eu v-am spus, vreau să mă țin deoparte de lucrurile prăjite, procesate, ultra procesate, în fine. Ce e gătit așa în casă merge. Dar astăzi înapoi cu fasting, n-am mâncat nimic. O să beau cafea cu frișcă, care e un pic cheeky, dar nu contează. Și de seară somonel cu salată de varză. Iar eu de seară mă întorc frumos. Duceți la ce? La salata de pătrunjel. Avem și noi cap de sala Costa și de fiecare dată ne aducem aminte să-l folosim. Doar aici, doar că venim aici. Peste tot unde mergem în Costa, nu. Pentru că ei ne întreabă. Ceilalți nu prea ne întreabă. Și astăzi ne-am trezit că avem un cafea gratis. Și uite așa, am ieșit la cafea. Deja ne știm planul. Ne știm la cafea. În general cheltuim cam 10 liruțe, 9-10 liruțe, în cura asta am cheltuit până în 3. Thank you! Mai gata, trebuia să iau mică, ai dreptate, am luat asta medirita ai cana. Acum ciorbă. Și acum să vedeți adevăratul motiv pentru care ne-au dat gratis, pentru că Delia s-a bucă să fac curat, le mută acolo pe toate, de pe toate mesele și după aia le spală, nu? Face doar vreo boacă în astăzi sau nu face nicio boacă în astăzi? Sper că nu face vreo boacă în astăzi. A, uite rățușca. Okay. Ce-mi place că nici măcar nu e... Nu e dulce, nu e îndulcită frișca asta. Nu? Foarte tare. Foarte bună. Am încercat și eu să fac o rățușcă aici, am luat din frișca Deliei. N-a ieșit, se scufundă. Ce rață e asta, domnule? Păi rața stă deasupra apei, ce-am făcut aici? Încerc să găsesc, să vă arăt la ce mă refer. Aici nu prea merge netul de obicei. Aici avem rățușcă, ia uitați. Deci o cafeluță și o rățușcă. Cât de drăguț. Ce drăguț. Cât de drăguț și de apetisant. Tocmai aveam o discuție cu Delia și mi-am dat seama că ceea ce urmează trebuie neapărat, am blocat-o, pur și simplu trebuie neapărat să fie aici pe bandă, e bine să fie pentru posteritate. Vorbeam cu Doru din categoria confesiuni către soțul meu, dar el vrea să spunem la toată lumea, spunem la toată lumea, pentru că eu sunt fully aligned și mi-asum tot ce gândesc și ce spun. Vorbeam despre cum am constatat în ultimul timp că
timpul se micșorează, domne, în tot ce vrei să faci. Într-o lună parcă e mai puțin, trece foarte repede. Într-un an trece foarte repede. De zi cu zi nici nu mai spun. Dar ai atâtea priorități. Aici includem, bineînțeles, și vlogul. Intră această activitate pe care noi facem foarte multă plăcere. Bineînțeles că intră tot ce înseamnă carieră, joburi, studii. Locurile astea sunt și ocupă foarte mult timp din viața mea și a noastră, numai a mea. Și atunci spuneam că în momentul când trebuie să fac ceva, o activitate, sau în momentul în care trebuie să dau atenție cuiva, să mă întâlnesc cu cineva, gândesc foarte bine. Practic, ce vrea să spună pe scurt este cum am ajuns noi la concluzia că trebuie să facem curat în lista de subscripții de pe YouTube. Da, și vorbeam atât despre oameni cât și despre subscripții, pentru că îi spuneam lui Dorul, domnule, timpul petrecut la televizor poate să treacă așa și să nu-ți dai seama și să fie foarte mult. La fel e și pentru social media. Eu, la capitolul social media, intru foarte rar, dacă intru 10 minute pe Instagram pe zi, în ultimul timp, cam atâta, pentru că am constatat că este foarte addictiv și că pot să rămâi blocat acolo. Iar în ceea ce privește YouTube-ul și ce urmărim în materie de canale, în materie de oameni pe YouTube, și aici am tăiat mult, mult din listă, la modul că am ajuns să avem o listă foarte mică de subscripții și, în general, am tăiat canale majoritar românești, ca să zic așa, și știu că acum s-o vină hate-ul, dar am ajuns să constat că în ceea ce privește canalele românești, sunt foarte puține din care pot să iei valoare, ca să spune foarte maneros așa, dar la modul valoare, esență realmente. Și aici intră inclusiv vibe-ul bun, vibe-ul pozitiv, mindset-ul ăla în care să zâmbești în colțul gurii când te uiți la acel... la acel conținut. Adică m-am săturat să văd criptofrați, oameni care vor ei să-mi spună că cum se face, că se face mai bine. Și în special în ceea ce privește conținutul românesc, m-am săturat să mă uit la plângăceli. Iertați-mă și știu că o să sun acum ca un om foarte rău și despot, dar eu nu pot să empatizez cu oamenii care au... acest mindset în care dacă am pățit ceva, care din nou, nu vorbim de lucruri extreme, da? De... Hai să o luăm așa, ți s-a spus că mori în 3 luni? Nu. Bun, atunci dacă n-a murit nimeni, dacă nimeni nu moare, dacă nimeni nu-i bolnav, dacă nimeni nu este într-o situație extremă, atunci în loc să te plângi, să te pui în cur și să te plângi, mai bine gândește-te cum să scoți ceva pozitiv din asta. Mai bine gândește-te cum să faci, să găsești soluții și să-ți ocupi acel timp într-un mod valoros în care nu numai să te învețe ceva, dar și să te ajute să rezolvi acea situație găsind soluții. Acest approach negativist și acest mindset în care toți trebuie să ne plângem și să la infinit să ne transformăm în victime și să punem accentul pe negativitate mai mult decât pe a fi inteligenți suficient de evoluați încât să găsim soluții și să nu împovărâm și pe alții cu mindset-ul nostru și cu vibe-ul nostru negativ, mi se pare că a devenit o modă și cumva oamenii se simt mai puțin frustrați, probabil, dacă se uită la cineva cărora le e mai rău decât ei. Păi sunt drepturile mele și obligațiile altora, știi? Da, ceea ce mi se pare ceva atât de toxic și de oribil, să faci dintr-o situație negativă ceva care să fie consumabil și cineva să se găsească în situația în care se zică, da, consum asta, că decât să văd ceva pozitiv, prefer să văd că poate fi și mai rău. Altuia e mai rău decât mie, da. Mi se pare un mindset atât de toxic încât eu am zis că trebuie să mă îndepărtez de treaba asta, pentru că eu vreau o viață frumoasă, plină de culoare, destul m-am pus la încercare, exact, viața până acum, încât eu să mă îngrop eu în propriu negativist și să mai fac și un soi de lifestyle din asta, să zic tot timpul, a, pe lumea poți destul de frișcă, vai, dar ce viață nenorocită, când sunt oameni într-adevăr în viața asta, în economia universului ăsta, care e atât de mare și plin de lucruri cu adevărat grave și cu adevărat nenorocite, asta să mă uit la cineva care se plânge că și că și-a zgâriat mașina sau că a plătit o amendă. Doamne, te drainsi, nu știu cum să zic, te suge de puteri și eu am avut parte în viața mea de destul vampiri energetici și destul oameni care în loc să pună mâna și să facă ceva, să găsească soluții și să iasă de acolo, au preferat să se plângă și să se victimizeze. Am văzut unde s-a ajuns, n-a ieșit niciun outcome pozitiv de acolo.
Uite, acum pot să mă plâng și eu de aparatul ăsta de cahar. Doamne, dar ce gălăci! Nu! Carry on, raise the voice și asta e make the most out of it. Nu vreau să mă las împovărată de lucruri care aparent negative mi se întâmplă mie on daily basis. Vreau să le văd. Bine, nu vreau să cad nici deluded și floricele și only rainbows și unicorns, nici așa, dar să încerci să-ți faci ție viața mai frumoasă, pentru că de-aia o ai. Și dacă eu cu ale mele încerc să le pozitivez și să le găsesc soluții, păi să mai stau să-l ascult și pe altul, care tot ce își dorește e să capitalizeze pe propriul negativism, am zis nu. Și am luat telecomanda și am subscribe și au rămas câteva canale românești care într-adevăr îmi prezintă un stil de viață sănătos, un mindset, că de-aia v-am spus, valoarea nu stă doar să-mi arăți, să mă înveți cum se, care este, nu știu, ecuația fundamentală a contabilității. Nu, nu asta mă interesează, ci mă interesează să văd un zâmbet, un caracter pozitiv, cineva care râde, optimism, o idee interesantă, care nu neapărat să-mi dea soluții, dar să mă pună la, să-mi pună mintea la contribuție, lucruri de genul ăsta. Și au rămas câteva canale românești care sunt acolo și pe care le urmărim cu plăcere. Mamă, că mai e speranță, vezi? Încă mai e speranță, dar am stat și m-am uitat că există acest trend și din păcate l-am văzut mai mult la canalele românești decât la canalele engleze. Și asta fără să... Deci nu vorbesc acum din postura unui content creator. Am încercat să mă debarasez total de această lentilă și să mă pun în situația unei persoane obișnuite, persoană obișnuită, eu această celibitate youtubistică, nu în sensul ăsta, vreau să zic că nu-mi găsesc cuvinte, în sensul unei persoane care nu face content și consumator, nu știe. Pur și simplu să da, consumator. Și atunci am stat și m-am gândit ce vreau eu, ce am momentan și dacă ce am momentan nu se pupă cu ce vreau eu, am pur și simplu noi ne-am pătărât și am dat la o parte. Și au rămas podcasteri la care ne uităm tot așa de din afară, favoritul nostru fiind momentan, și ne uităm ca la o serie de, ca la un serial, în fiecare seară ne punem câte un episod care ne place foarte mult, The Diary of a CEO. E cam singurul podcaster la care ne mai uităm și la care avem răbdare și preferăm să dedicăm timp. Gata, v-ați cafeinizat? M-am cafeinizat, m-am luat tremuriciu acum de la compana ăla, că a fost tare. Și ca să combat aceste efecte, bag 2-3 smeurici și totul se reglează de la sine. Apropo de discuția de mai devreme și ce zicea Delia, vreau să adaug faptul că sper că și o parte din audiența noastră de-a lungul timpului a făcut la fel cu noi, în sensul că ne-a triat pe traseu, a decis să ne păstreze la subscripții sau nu, pentru că e important să nu stăm decât în prejurul și sub influența a ceea ce ne face bine. Așa, da, zici. Așa este și that's a piece of mind pentru noi. Și asemenea, pentru noi, da. O altă discuție în jurul acestei discuții, că știți cum e. Eu pornesc o discuție și fac o altă discuție în jurul discuției, pentru că mie îmi place foarte mult, așa cum a spus Doru, cu paranteze. Îmi place, da, cu paranteze multe. Da. Știți ce voiam să vă zic despre empatie? Trebuie să fii empatic și trebuie să fii atent la ce ești empatic, pentru că acești vampiri energetici de care spuneam mai devreme tind să exploateze și cu cât ești mai empatic, cu atâta riști să vezi mai puțin treaba asta. Eu când sunt oameni în jurul meu care au diverse probleme sau care se plâng, sunt foarte atentă la semnele care mi se arată în momentul în care aș putea fi victima unui astfel de... În definitiv e un abuz, e un soi de abuz. Și atunci când vine vorba de content, sunt foarte atentă la lucrurile astea, cine și cum capitalizează pe tot diverse situații. Eu sunt un om care, v-am spus, în momentul în care există o problemă, mă uit la tipul de problemă și la cum reacționezi. Și dacă te văd că ești genul de persoană care ai toată bunăvoința să găsești soluții, pur și simplu ai resilience, cum spune englezul, și ești foarte focusat pe a-ți rezolva problema mai mult decât a cum par, dacă par victimă, dacă mă plâng bine și dacă alții în jurul meu plâng din cauza mea, sunt foarte atentă la lucrurile astea. Pentru aia care fac treaba asta și sunt mai atenți despre cum par și care cum plânge și cum se victimizează mai tare, iertați-mă, puteți să-mi spuneți că I'm a bitch, dar n-am niciun soi de empatie. Deci nu am, efectiv, sunt stricată, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere, mi se declanșează butonul și zice, ne, aici nu prea e ce trebuie. Pentru aia care au resilience și care se luptă și îi văd că vor să facă să fie bine,
Dom'le, sunt acolo cu dinții să-i ajut și să plâng alături de ei. Dar am un filtru pe care, la care nu vreau să renunț și care s-a pus în practică și acum, când a fost vorba despre cum îmi compar timpul, către cine și cum, în așa fel încât să fie bine și să fie bine chiar și eu lui care îi dau timp, așa cum spuneam și cu privire la canalul nostru, dom'le, să aibă satisfacția că, bă, aia care se uită la mine, se uită că mă se regăsesc și că, că chiar le place de mine. Și în cele din urmă, că asta e ideea de bază, în cele din urmă, să rămână un zâmbet. Bine, pe de altă parte, foarte dacă important. Stai să te gândești din interacțiunea asta YouTube-istică, ai posibilitatea să te îndrepți unde nu ești chiar atât de bun, să afli, cum am aflat noi, de diverse lucruri, dar depinde foarte mult de caracterul și intenția, că o mai simți și din... din chiar și dintr-un comentariu. Eu, atât de bine cum îmi merge filtrul ăsta, nu sunt la fel de echilibrată pe cât e Doru. Doru, chiar și când e empatic, bă, empatizez cu tine, înțeleg, situația e foarte nasoală, dar are așa un... e un cerc mic și după aia mai e un cerc mare în jurul cercului ăla mic. Cercul ăla mare reprezintă empatia pentru alții, cercul ăla mic n-ajunge niciodată la mine, oricât de rău i-ar fi celuilalt, nu mă doboară și pe mine psihic, exact. Nu mă afectează, pentru că sunt un om echilibrat. Ei, eu nu sunt atât de echilibrată. Eu când chiar empatizez cu cineva, e ca și cum mi s-a întâmplat mie. Și atunci gândiți-vă să empatizez eu cu tot felul de vampiri din ăștia, păi aș fi toată ziua m-am plâns. Cumpărături serioase, nu așa... sănătoase, deserturi sănătoase. Am luat aici niște afine, niște cireșe, pentru că le-am găsit și mi s-au părut, eu de obicei nu mănânc cireșe. Nu, nu mănânc cireșe, da. Da, astea mi se par interesante. Și minunatul meu desert preferat, această minunată zmeurică și un mango. Hai că am ajuns în camera cu rufe. Ce credeți? Că nu sunt rufele... Băi, nu e mă la motivul vlogurilor. Combinarea perfectă aici, avem rufe și cărțile alea. Și știință, da. Uite ce frumoase sunt astea. Foarte frumoase. Delia vine și învață aici. Acum vrea să facă o altă șmecherie. Vrea să ducă sus, am înțeles, și vrea să-și facă, pentru că eu stau și mai lucrez de sus, dar eu o să vin aici în curând. Păi știu, nu, eu vorbesc seara. Aha, am înțeles. Da, dacă citesc în pat, pe mine mai asom. Da, da, să știi. La o vârstă te apucă. Ha, da, să deci vedem. M-am spus la început că am fost la York neavând absolutamente nicio influență asupra acestui aspect, ci doar a venit pur și simplu out of nowhere. Îmi asum, dragă. Și a zis, vreau să mergem la York pentru că vreau să mergem la magazinul meu favorit, că vreau să-mi iau plover. Un plover anume. Anume, culoarea. Anume, culoarea aceasta pe care eu mi-am luat-o tot de la același magazin acum ceva luni și el vrea același lila. Bineînțeles, a zis, da, n-am găsit lilaul pentru că nu e decât pentru fete, dar am găsit vreo trei lucrușoare și a luat el și bineînțeles nici eu nu m-am putut abține. Am găsit lila, acest minunat tricou. Doru și l-a luat la sfatul meu mai mult, nu? Da. Pentru mine, când vine vorba de bărbați, tricourile polo, acestea cu guler, mie mi se par cele mai smart. Mie nu-mi plac tricourile alea lui la gât, așa, care preferința... Sau oversize, sau... Mea. Asta acum fiecare în funcție de ce își dorește și de ce trupușor are. Pentru că și eu când mă umflu, prefer lucrurile care sunt mai, care să nu mi arate trupușorul atât de mult. Când mă desumflu, îmi place cu dalea, cu rochii, creion, cu nește. Deci în funcție de fiecare. Dar pentru ca stil, pentru bărbați, mie îmi plac mai mult tricourile. Bine, îmi plac și celelalte, nu le urăsc cu patimă, îmi plac, dar preferatele mele sunt acestea cu gură, pentru că arată așa smart, merg la ocazii mai, nu știu, o plimbare pe plajă, la o cafea, la o... Sunt versatile, știu, sunt, da, foarte versatile. Și dacă mai vin și în culori din astea vesele, care să te facă așa, să te simți bine, mi se par senzaționale. Așa că, pe lângă cele pe care și le cumpărase acum ceva vreme, și-am mai luat această culoare mov și cu acel mint, care eu de-aia mi-a plăcut, și a plăcut și acest roz. Culmea, asta a fost alegerea mea însă. Efectiv, mă doare capul, pentru că mie îmi plac culorile pastel, culorile care să exprime așa o potolime a sufletului, cu toate că în cazul meu nu se pune. Lui îi plac astea, neon, să fie colorate. Nu, chiar, fie... nu, da, îmi place, uite, și culoarea asta, vezi? E o culoare care reprezintă, nu știu cum să spun, viață, da, și galbenul ăsta. Ăsta de la pe mine. Eu l-ador tocmai de asta, pentru că da, e... Da. Da, deci îți place rozul ăsta? Fii atent cu ceea ce răspunzi. Ia uita și scrie aici. Da. Da, să se deci eu am o singură întrebare pentru tine. Paul, nu îți că vrei să mă prinzi. Îți place acest roz? Doamne, îmi place un pic, da, acel roz. Bun, vreau să vă spun că tocmai ați asistat la o mărturie a unui big
energy, nu știu dacă o să lași asta pe foc sau nu, dar eu am urăsc bărbații care spun, voi, dar eu nu port roz, că e de femei, că e nu știu... boală, la căpuț se numește, pentru că culorile sunt culori, nu sunt niște femei, nu sunt niște bărbați și mi se pare că rozul acesta, pe lângă faptul că este absolutamente vesel, este și foarte delicios. Și, bineînțeles, că nu s-a putut abține și am mers mai departe și a zis, dacă nu găsesc această culoare lila frumoasă, și a găsit o culoare foarte apropiată de aceasta, aceasta, pe care eu când am văzut-o, i-am zis, mă, e sigur? Și el a zis, da, sunt sigur. Exact ca asta de pe mine. Îmi place acest portocaliu. Da, îmi place portocaliu ăsta. Dar bine, da. Ce mai mult îmi place materialul. Dom'le, e un material super dur. Bineînțeles că mi-am luat și eu un galben. Mi s-a părut galbenul ăsta senzațional, iar V-ul acesta la gât vine foarte, foarte frumos. În combinație cu puțin albastru aici, mi se pare senzațional de frumos și de vesel. Și așa cum v-am spus, pentru cine își amintește contextul politic, ca să vedeți că eram foarte pusă la punct la momentul respectiv, între anii 2008-2014, dacă ne-ați fi văzut cumpărând aceste plovere atunci, aș fi spus, bun, unul cu Băsescu, unul cu Crin Antonescu, nu? Cam așa. Cam era. Așa. Sperăm, v-am spus, în tricou o să vadă Costa del Sol și plovărul ăla, Doamne ajută să-ți fie cald în el cât de curând, să vină vremea aia frumoasă în care ieși în plovăr și zici, ce cald e! Gata, mă duc la treburi, ne vedem data viitoare, pa! Să trăiți, pa!